Conform planului de acțiune pentru sezonul rece, iarna nu ne va lua prin surprindere anul acesta. La nivelul județului sunt pregătite suficiente materiale antiderapante și utilaje pentru dezăpezire, ne asigură reprezentanții instituțiilor responsabile. S-a dat startul pregătirilor pentru dezăpezirea drumurilor județene și naționale în sezonul rece pentru 2020-2021. În cadrul conferinței de presă susținută în decursul zilei de azi alături de Cristinel Pavel, prefectul județului Mehedinți, au fost reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență ai Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, dar și administratorii drumurilor județene și naționale de pe raza județului. Mehedințenii sunt asigurați de faptul că operatorii de dezăpezire au stocurile de materiale antiderapante pregătite pentru orice intervenție. Am vrut să mă asigur cu ocazia acestei întâlniri că administratorii rețelelor de drumuri județene și naționale de la noi din județ sunt pregătiți să facă față fenomenelor meteorologice specifice iernii și mă refer la sezonul de iarnă 2020-2021. Reprezentanții lor au prezentat în câteva cuvinte stadiul pregătirilor, faptul că au sau sunt în curs de încheiere contracte de dezăpezire pentru această perioadă, că operatorii de dezăpezire au stocurile de materiale antiderapante și carburanții pregătite pentru intervenție și din discuțiile cu domniile lor am tras concluzia că în circa maxim 10 zile toate aceste lucruri vor fi bine puse la punct și abordarea, gestionarea fenomenelor meteo periculoase din timpul iernii și activitatea de dezăpezire o să decurgă în condiții bune. De asemenea, Consiliul Județean Mehedinți este pregătit să facă față anotimpului de iarnă. Stocurile de material antiderapant sunt suficiente, precum și utilajele necesare pentru a interveni dacă situația o impune. Consiliul Județean, în ceea ce privește drumurile județene pentru perioada de iarnă, este pregătit. Asta înseamnă că avem acord contractual până în anul 2023, urmând să semnăm și contractele subsecvente pentru lotul 1 și 2 în 16-a 12-a, iar pentru lotul 3 în luna a 4-a 2021. Constructorul ne-a transmis planurile operative în ceea ce privește intervenția pe perioada de iarnă. Sunt pregătiți pentru fiecare lot, stocurile de sare sunt cam de 2500 de tone pe fiecare lot. Utilajele sunt aceleași care au fost și anul trecut prevăzute în caietul de sarcini. Sunt asigurate pentru fiecare drum două utilaje la cerere, dacă e nevoie, în cazul în care sunt viscole și așa o să fie o autofreză. Au intervenit și anul trecut cu o volă, deci suntem pregătiți. Tone întregi de nisip și sare, dar și utilaje antiderapante sunt pregătite pentru perioada sezonului de iarnă. Mehedințenii vor beneficia de siguranța traficului rutier atât pe drumurile județene și naționale, cât și pe cele orășenești și comunale.